Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, unde, ca de obicei, astăzi vom analiza companiile pe care voi mă rugați sau mi le sugerați să le analizez. Înainte de aceasta, haideți să vedem, dăm un refresh la indicele fricii și al lăcomiei. Observăm că ieri marți s-a închis la 40 față de 48 săptămâna trecută. După cum vedeți, America tot pică, dar zic eu că ar trebui cumva, ia uite ce frumos merge pe analiza mea, pe direcția care am dat-o. Punem C-ul aici. Da? Observați această zonă care prețul am dat, această rezistență, unde prețul s-a lovit de ea și se pare că America începe să crească. Să sperăm să meargă pe acest scenariu și să vedem măcar acest sfârșit de săptămână, în seara aceasta, joi și vineri, să vedem creșteri. Ia să vedem dacă avem raportări. Azi 7 joi, nu, vineri. Wow. Pe Canada vorbește un Vasilică, șeful Fed-ului, mâine joi, da? La 4:10 ora noastră, să avem grijă că vorbește șeful Fed-ului, ce va vorbi, habar nu avem. Iasă, azi este 7, Canada, cam atât. Deci vineri nu avem nimic pe americani. Bun, Doamne ajută să urmăm acest scenariu, că bine ar fi să fie așa, mă îndoiesc, dar vom vedea acum. Haideți să vedem ce anume mi-ați cerut. Mario N, salut, sunt de acord să ne furnizezi intrări cu stop loss pe câteva acțiuni care consider că merită. Acesta ar putea și timpul pentru fiecare video. De ce nu există astfel de canal de buton? Asta am răspuns. Canalul de mulțumire apare când voi avea 1000 de abonați. Se pare că, deși sunt enorm de mulți oameni care tranzacționează companiile americane și sunt canale pe YouTube în România care tranzacționează fundamental companiile americane cu mii și zeci de mii de abonați, la mine, cu tehnicul care, din punctul meu de vedere, mi se pare cel mai important lucru, căci oricât de mult ai studia o companie, trebuie să știi exact când să intri în piață. Și iată că din februarie și până acum am un chinuit de 349 de abonați și mă gândesc dacă să mai țin acest canal sau nu, pentru că atât timp cât nu există cerere, mă voi focusa foarte mult pe celelalte două canale care le am, de cripto și de BVB, cu greu prind un abonat, doi, și alte canale care nu dau doi bani pe analiză tehnică, exact, care este cel mai important lucru din punctul meu de vedere sau tool în a studia și a intra pe piață, pentru că până la urmă de ce tranzacționăm noi pe burse? Tranzacționăm ca să câștigăm bani. Cum se câștigă bani pe o bursă? Fie analizezi fundamental o companie, vezi dacă stă bine, vezi dacă are datorii, calculezi niște indicatori, da? Și să spun că tu intri, dar prețul mai coboară 30-40%, pentru că fie este conjunctura externă, cum a fost cu criza din 2007, fie pandemia, fie războiul, fie ceva se întâmplă pe parcursul evoluției prețului pe acea companie, se întâmplă ceva negativ pe parcurs, prețul coboară, pe când la analiza tehnică știi exact unde să intri. Și ați văzut ce frumos a crescut America, indicele american, exact în această zonă, pentru că era gândit, aveam un val A și o să vedeți că teoretic ar trebui să urce undeva pe aici, ceea ce niciun analist fundamentalist, da, nu va ști în vecii vecilor acest lucru, pentru că el nu se uită la așa ceva. Și dacă vreau să câștig, nu știu, 2.000-3.000 de euro, trebuie să știu exact unde să intru și unde să ies pe o companie. Din acest motiv, hârâit, cârâit, cârâit, scuzați expresia,
de avea de din februarie în canalul și până acum, deci 6-7 luni, 6 luni, nu știu, cu greu am 349 și mă gândesc serios să renunț, să-mi focusez atenția către altceva, timp cât nu este binevenit. Eu pierd foarte mult timp să analizez, să edit, fac video, să-l editez, să-l încarc, să video să-mi-l încarce, să-l verifice toți algoritmii lui, să nu are tot felul de chestii și pierd timpul și dacă nu sunt căutat, nu are rost să-l mai țin. Da? Deci acest buton de mulțumire apare la 1000 de abonați. Nu că s-ar câștiga, credeți-mă că, de exemplu, pe BVB la 800 și ceva de vizualizări îmi dă un dolar și ceva, un dolar 60, parcă din acel dolar și ceva YouTube-ul îmi ia cam 40% din bani, după ce rămân cu restul de, habar n-am cât, da, de aproape un dolar sau 80 de cenți, mai vine și statul român, mai așa la vreo 10% impozit, mai rămân și eu cu ori 50 de bani pe video sau ceva asemănător cu un leu, probabil, nu știu. Și credeți-mă să pierd o oră jumate pe zi cu filmare, cu editare, cu tot acâmul, până apare vouă, pentru un leu nu se merită. Am câștigat foarte mulți bănuți doar pe această intrare, pe un time frame mai mic, pe ia să vedem, pe indicele americani. Uitați ce cădere, ce creștere a fost de la ora 3 până acum. Am profitat de această creștere, am marcat un profit. Prețul va corecta undeva pe aici din nou. Dacă am timp, îl voi prinde să prind din nou acest long. După ce prețul va cădea, pardon, zic eu să vedem dacă așa va fi. Și credeți-mă că am câștigat vreo, mă rog, contează cât. Am intrat undeva aici, observați voi, vă rog frumos, o suport și o rezistență, am pus take profitul aici, mi-am făcut de cap, am făcut orice altceva, prețul mi-a luat take profit, mi-am băgat banul în buzunar, fără ca eu să fac ceva, decât evident am gândit, da, unde să intru, de ce să intru lung și în ușor, și cam așa am câștigat aproape infinit decât m-ar fi plătit YouTube-ul. Dacă aș fi ajuns la 1000 de abonați, stau la 50 de bani, un leu al lor, da? Deci nu se merită să pentru YouTube și dacă nu sunt solicitat așa cum sunt solicitat pe cripto și pe Bursa de Valori București, unde acolo am oameni, acolo voi deschide un canal de Telegram cu semnale pe cripto și undeva anul viitor voi deschide un alt canal pe BVB cu semnale, un fel de abonament acolo, 50-60 de dolari, habar n-am, să vedem, pentru că pe BVB se vor introduce și opțiunile, astfel încât ai oportunitatea să tranzacționezi și short și long. Și foarte mult, de fapt, nimeni nu cunoaște analiza tehnică și în special Elliot, care îți dă cumva răspunsurile exacte la ce va face piața, da? Și mă gândesc serios să renunț la acest canal, pentru că vorbesc cam singur el și nu mă uit la celelalte canale care cresc foarte mult și din punctul meu de vedere nu îmi este folositor mie personal analiza fundamentală. Eu deschid un grafic și știu ce va face prețul, știu când să intru, știu când să ies. Cu fundamentalul nu poți în vecii vecilor, da, să faci ceea ce fac eu. Nu ai cum să faci așa ceva pentru că nu știi. Și ceea ce este cel mai greu, ceea ce fac eu, toată lumea fuge, pentru că este foarte greu, dar satisfacțiile sunt enorme. Toți fundamentaliștii, dacă el a scuturat conturile, să vezi că au minus 10 de procente în portofoliile lor. Mulți vânează dividende, dar tu dividendul este, nu știu, 0,30-40 de cenți. Da, și te bucuri la 3-5 dolari, dar prețul coboară 30-40% și te lângă un roi foarte mare în cont. Nu mi se pare un business acest lucru. Eu personal tratez foarte mare atenție tranzacționarea, pentru că eu deja mă consider un business trader, fac o afacere din
trader sunt, bag foarte mulți bani în cunoașterea mea, educația mea financiară și analiză tehnică și se vede că și rezultatele, pe când pe un fundamentalist, deja cu pierdere și culmea, toată lumea trag să aboneze la ei. Eu nu înțeleg, dar nici nu-mi bat capul. Prefer să tranzacționez și să câștig foarte mulți bani decât să stau după un amețit de dolar, poate nici pe ăla să-mi dea mie după un an de zile când ajung eu la 1000 de abonați. Bun. Manuel, așa, nața mea, Valcest. Știu că greșesc, intru contra trendului. Păi dacă greșești, de ce o faci, dragul meu? Dacă greșești, de ce o faci, știi că nu este bine. Aș fi interesat să învăț ele de la tine. Ai putea să dai exemplu intrări și ieșiri pe piața tale cu motivația intrărilor. Da, dar degeaba îți dau că n-ai cum să înveți faptul că eu dau intrări și ieșiri. Am în vedere, nu cred că reușesc anul acesta, voi face un site de analiză tehnică, voi prezenta strategia mea care deja am început să o vând cu succes la cei de pe cripto și deja am început să câștige bani. Repet, voi face un site cu niște cursuri de la elementele de bază de analiză tehnică și fiecare curs te învață cum să câștigi bani, da? Până la elemente avansate, gen Pitfork, gen Gun, gen Elliott Wave, toate acestea combinate, asemenea unui castron cu salată, într-un castron, ca să mănânci o salată, pui roșii, pui castraveți, pui ardei, pui brânză, știu, poți să pui carne sau pește sau ce vă place vouă, pui ulei, pui oțet, o mulțime de ingrediente, astfel încât salata să fie bună, la fel și eu voi face mai multe cursuri de la zero, de la grădiniță, da? De cum te-aș lua de mână până la elementele cele mai avansate și mai grele, cum ar fi Gun și Elliott Wave. Și acolo vei vedea, în România nu există vreun curs nici de o culoare de Elliott, în afară cursurile sunt de la 2500 de euro în sus, dar nu prezintă cum aș prezenta eu, să zic așa, am în vedere acest curs și evident la prețuri de România, da? Dar trebuie enorm de mult timp să fac un curs care va fi foarte multe ore de vorbit, pentru că sunt foarte multe. Dacă ai răbdare, cu drag te pot ajuta cu informații care să tranzacționați la un moment dat singur, să nu mai depindeți de mine sau de altcineva. Dacă sunteți mari fani de analiză fundamentală, vă va ajuta foarte mult să găsiți acele companii care stau bine fundamental și cu analiza tehnică, să vă ajute să știe exact când să intre pentru a minimaliza pierderea și a maximiza profitul. Toți de pe BVB au găuri foarte, foarte mari. Sunt și de aici colegi de-ai noștri, da, printre abonați care s-au luat după unii care dau semnale pe internet și te taxează și, mă rog, toate cele așa au minus. Au început acei indivizi care nu cunosc deloc analiză tehnică decât un sumar acolo, ceva banal, și ei în deșteptăciunea lor au început să cumpere NIO și Facebook undeva prin martie și de atunci prețul a tot căzut. Și au venit câțiva dintre voi la mine și mi-au scris să îi ajut că au pierdere destul de mari în portofel. Acum, și astea erau undeva prin mai sau iunie, de atunci America tot pică și s-a înroșit rău de tot pierderea în companiile lor. La mine n-o să vedeți în vecii vecilor pierderi mari. În ce mă rog azi, îmi iau un stop loss care eu mi-l pun exact cât vreau eu să fie. Să pierd exact cât vreau și să nu pierdeți, o să vă învăț, probabil, nu știu. O să mai dau o șansă, cred că vreo lună, și dacă merge mai greu, renunț la acest canal sau postez din an în Paști, da? Pentru că dacă nu este cerut, nu are rost, deși culmea, mă rog, sunt mulți care tranzacționează și cunoscuți care au 10.000 de abonați, care tranzacționează pe bursele americane, dar nu dă doi bani pe analiză tehnică,
și conturile lor, chiar și publice, ar fi culmea să... Și chiar există o persoană, chiar o știți foarte bine, nu dau numele, care are un site care își publică permanent acolo și o să vedeți un randament de 0,1-2-3% pe lună. Pentru că când am întrebat acum vreo 20 de ani, de ce nu fost analitică, spune că nu dă 2 bani, cum nu dau 2 bani pe analiza fundamentală, el în continuare pierde, dar există foarte mulți care plătesc să-i vadă pierderile și procentaje enorm de mic lunar. Dar asta e. Bun, nu mai critic. De fapt, nici nu vreau să critic, fiecare cu treaba lui. Eu îmi văd de afacerea și mai ales de timpul meu, care este foarte limitat. Prefer să tranzacționez, să câștig bani, decât să pierd timpul undeva unde nu sunt chemat. Și evident, atât de greu cresc în 6 luni. Da? Am cam, nu știu, cam 50 de abonați pe lună. Și să pierd o oră și ceva pe zi. Nu rentabil ca și timpul meu. Bun, Remus spune, mulțumesc, mă repet, poți să faci o analiză pe Excel și TSP. Mă repet, poți să faci Excel. Hai să vedem dacă am Excel. Uite ce frumos merge pe analiza mea. Eu știu de ce și unde anume se va opri acest SP500. Pentru că știu chestii. La Excel lui Remus. Se pare că nu am așa ceva aici, n-am analizat-o până acum. Dacă era analizată, o aveam. O să până mai prind și lumină, așa. Ia să vedem Excel, nu spune nimic această denumire. O ridicăm și noi undeva pe aici. Ne, nu chiar 5 minute, mergem și noi la o oră, închidem. O secundă. Iată că aici am făcut eu analiză, cine știe când, da, și avem o trend descendent, trend care a început, mă rog, de anul trecut din martie de la 154 de dolari și a coborât până la, opa, dat o secundă să facem o treabă mare, mică, cum vreți voi. Stai să vedem cum să pun aici text, style, text. Trebuia să fie, uite aici, 0. 0, 0. Să știm și noi, da? Mergem pe 4 ore. Suntem extrem, extrem de aproape de 0, mai jos nu va cădea. Suntem la final de val 5 din valul C. Și evident că, ia să mergem pe o oră. Așa, să mă prind și eu despre ce este vorba în grafic. Din punctul meu de vedere, se pare că suntem la final de val descendent. 3, 4, vom pune... Nici nu prea am ce să... Ia să vedem. Cam așa aș vedea eu evoluția acestui... Ia să punem minor, schimbăm culoarea. Da, mă aștept la o corecție când va fi. Da, apoi la o cădere și de-abia în această zonă. Să ne așteptăm la un long mare și frumos. Să sperăm să nu dea faliment, evident, această companie. Este ireal să scazi de la 155 de dolari până la 0,7 în doar o lună și, pardon, un an și ceva. Dar sfatul meu este să aveți răbdare. Un semnal clar de întoarcere de trend este trecerea prețului peste 1 dolar și 1,6 dolari, da, 1 dolar și jumătate. Mă scuzați, tocmai am făcut încă două videouri pe
cripto și pe BVB și Vocea se pare că mă lasă destul de tare, mă... Da, vorbesc mult ușor în fiecare zi. Deci, pe această companie americană, eu am în vedere acest scenariu și de aici, evident, un long de zile mari, dar ar trebui să întâmple ceva fundamental ca prețul să întoarcă, dar oricum mai mult de zero nu are voie să coboare, așa că așteptăm cel mai bun semnal de intrare long. Evident că se poate intra short. Nu recomand să intrați long pe valul 4, ci să așteptați semnal de short și să shortați, să câștigați câteva sute de dolari în buzunar, poate 1000, depinde ce cont aveți. Remus vrea TSP. TSP, nici pe ăsta nu o am. TSP, tot ce fac introduc la buzunărașul nostru aici, dar la portofoliul nostru, astfel încât să nu mai muncesc dacă cineva îmi solicită TS. Cred că pe aici ar fi corect, nu? Banul mai jos, sub TSM. Graficul daily. Din nou am analizat, și aici suntem aproape de zero, dar mai bine stăm decât dincolo. Da, și aici avem un grafic extrem de asemănător cu graficul anterior. Ce frumos prețul mi-a urmat în tocmai analiza. Da, avem posibil aici un final de val 5-3. De 5 din 3, da, am urcat spre 4, un corectiv și aici teoretic ar trebui ca prețul să coboare. Acesta vine frumos aici, 3-ul vine frumos aici. Da, dacă vreți să pictăm, să facem mai frumos acest grafic, ia uite ce frumos se aplică Elliot pe această companie. Imediat, ia să coborâm noi gradul, ia să dăm ăsta cel mai mare, să-l punem intermediar, corect, ăsta îl coborâm în grad, punem minor, ăsta îl punem și mai mic, ca să respectăm teoria cu totul. Da, aici avem un 0A, 0ABC și de-abia aici punem 4, da? Pe time frame inferior se vede mult mai bine. 1AB, unde ești? 1ABC, 2, 3, 4, 5. Și aici punem acel 5 albastru, care cred că s-a pierdut pe drum. Ia să-i dăm și un target ceva frumos. Uite, vom pune cumva ceva de acest gen. Punem și noi dedesubt să se vadă bine. Deci, din punctul meu de vedere, repet, ca și pe cealaltă companie, am în vedere acest scenariu. Sfatul meu este să prindeți acest short, vă aduce bani frumoși în buzunar. Și cumva de aici un long de zile mari. Ia să vedem dacă n-a fost vreo boacănă, sperăm să... Ah, n-a fost atent. Hai să lăsăm așa să fie și pe 4 ore. Trebuia să fac asta la început, pentru că dacă merg pe daily, va fi o harababură de nedescris, nu înțelege nimeni nimic. Trebuia măsură ce pun grafic, să pun aceste elemente, să etichetez, trebuia efectiv să
bifez atunci. Ia uite, de să caut pe H1 ce urât se vede. Ia să vedem ce am de făcut. Ah, ce frumos! Mai că mi-a dispărut totul, nu-i nimic. Foarte bine. Acum dacă mergem pe graficul de H4, am toată. Ia uite ce frumos se vede, numai că nici aici nu este prea bine. Hai să punem astea mai micuțe și mai mici. Ah, parcă se vede mai bine, că mi-a din spațiu acele cerculețe. Cumva se vede mult mai clar. Avem 5 din 5 din 3. Bun, nu mai contează, astea sunt detalii, le voi mai actualiza pe măsură ce mai solicitat această companie. Deci iată că am făcut și aceste două companii. Marius, mulțumesc, le duc cu toată admirația pentru munca depusă și cunoștințele dobândite. Da, mi-am luat 15 ani să ajung la acest nivel și credeți-mă că în continuare învăț să fiu și mai bun decât sunt acum. Cu cât știu mai multe, cu atât câștig și mai mulți bani pentru mine și cine vrea să învețe de la mine va ajunge prin dobândirea cunoștințelor și foarte multă practică, la fel ca și mine. Și Doamne ajută, m-aș bucura să mă și întreceți, că na, nu sunt eu cel mai inteligent de planetă, poate dintre voi sunteți mai inteligenți ca mine, prindeți mai repede. Și în primul 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 rând, cunoștințele mele vă șuntează ani de pierderi de bani și de căutări. Veți avea în acele cursuri mură în gură, astfel încât într-o oră jumate, două, câștigați cât am pierdut eu ca și timp să ajung la acele cunoștințe în ani de zile. Tehnic 145, să-l duc cu mii de mulțumiri, cu drag tehnic, mă bucur că mă urmărești. Te rog să căutăm bat și vale de niște minime de intrări, dacă se poate, te rog. Haideți să vedem. Corect. Să vedem, da, cam așa ceva. BAT, BA. Iată că nu am nici aceasta aici. BAT. Battery Minerals Limited. Hai să o ridicăm, să o punem la litera B. Încă o leacă, încă puțin, încă puțin. Hai, puiule. BAT. Să sperăm că asta e locul. Ia să vedem ce avem noi aici. Ops. Din 2014 tot scade. De ce v-ar interesa pe voi aceste companii? Sigur, dacă scade și crește, dar acest timp atât de mare de 7 ani de zile. Da, mă rog, eu n-aș face așa ceva. Eu am stilul meu și nu mă abat de la el. E cel mai sigur de a câștiga. Bun, haideți să vedem ce avem noi aici. Am pus sub 0 că nu va cădea, chiar este pe 0 aici. 1, 2, 3, 4, 5, A, A, B, C. Stați o secundă. Da, 1, 2, 3, 4, corect. Nu știu de ce, de graficele care mi le-ați dat astăzi, cel puțin aceste 3, cumva toate ar semăna între ele. Dăm o leacă zoom. 1, 2, 3, 4, 5. Corect, așa că, uite, cumva cam toate sunt la fel. Vom pune și noi aici acesta sub linie. Mergem pe, nu știu, daily, dăm zoom mare. Opa, mi-a dispărut. Merge înapoi pe weekly. Haideți să setăm să-mi apară și pe daily. Uite, era debifat, de ce nu știu. Mergem pe daily. P
Păi, ce să vă spun că uite ce frumos se văd alte. 1, 2, 3, 4, vom pune 5 aici, vedem, vom schimba culoarea, vom coborâ gradul, punem și noi un C, un C, un albastru, ia o secundă să, ia uite, weekly, daily, hai să lăsăm pe daily, corect. Da, suntem la final de val 5 din 5. Aici aveam noi acel C, dacă mi-aduc aminte, dar nu-l văd unde s-a dus. Să fie dispărut. Ia să vedem dacă acesta are bifat daily. Setting exact. Nu știu de ce Dumnezeu se debifează singur. Bun, nici nu mai contează. Până la urmă am mers pe graficul daily. Da, așa este corect. 5 din 5 din 5, cel mai mare este acesta. Ia să vedem corect. Deci, dragii mei, pe această companie, dacă nu dă faliment, aproape de zero, în orice moment ar trebui ca prețul să crească și cel mai bun scenariu de long ar fi, sau ca și siguranță, dacă pot spune așa, ar fi ca prețul să treacă de 0,020, dacă el va trece cumva trendul ascendent, vom avea siguranța că începe de aici, dar evident că se poate cumpăra când vom avea și un semnal din această zonă mai mare, pardon, mai mare. Mai jos de 0 nu are cum să treacă, câte procente ar fi? 100. Da, puteți să riscați să cumpărați aici, dar să aveți grijă cu stop loss-ul. Da, dar zic eu că eu sunt mai precaut. Sunt foarte agresiv când trebuie, dar totuși de 47 ani, nu știu cât, să cobor, să cobor, să cobor. Așteptați și voi mai degrabă trecerea prețului peste linia de trend. Dacă tranzacționați CFD-uri, puteți să intrați aici cu un stop loss aici, astfel încât piața să vă ia stop loss-ul. Da? Dacă nu, Doamne ajută, observați ce risk reward foarte mare avem. Da? Deci cam așa aș vedea și pe această companie evoluția prețului. Iată, deja avem 32 de minute. Am scăzut 30, maxim 30 de minute să fac. Vale. Ia să vedem dacă avem vale. Dacă nu e la deal, este la vale, nu? Nu, l-am. Hai să-l trecem și pe ăsta. R-A-L-E. Vale SA. Opa, nu mi l-a luat. VALE. Oh, stai că am greșit. Trebuie să-l pun aici. Exact. Ok. Ia să vedem ce avem noi aici. Nu-mi dau seama, mergem pe weekly. Asta ar ridica o leacă. Nu că ar cont. Ah, perfect, așa. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici. Avem ceva de acest gen. 0 A, B, C. A, B, C. Imediat vă arăt un pattern complex. Opa. A, B. Și C-ul între linia roșie și această zonă ar trebui, da? Cumva pe aici ar trebui ca acest trend descendent care a început din martie să
tot coboare undeva, fie aici, fie aici. Carcă sub 0 nu se poate, așa că punem culoarea roșie. Da, și patternul este acesta, W, X, Y. Evident că toate vor fi deasupra liniei 0, da? Dar eu le pun ca să fie mai ușor și cumva din această zonă ar trebui să crească, ceea ce știu eu. Mă cam îndoiesc că anul viitor piața americană să crească, dar vom vedea. Deci, cred că spre sfârșitul anului, știu eu, rețineți că analiza este pe graficul weekly și dacă e pe weekly, la fiecare bar durează o săptămână. Uite, ceva de acest gen. Ăsta este aici, aul aici, ăsta aici, ăsta aici, tot așa. Bun. Dacă mergem pe graficul daily, weekly, vedem desfășurarea trendului, dar o să vedeți spre sfârșitul anului că șansele de a avea dreptate sunt enorm, enorm de mari, conform structurii date de acest spread, de desfășurarea prețului. Așa, am rezolvat și pe tehnic, am zis că mă opresc, dar se pot să reactualizez Supeng, Paladir și Arival. Sper să le fi făcut, dacă iar le fac, mi-a foarte mult timp. Deja am 36 de minute, am zis că nu depășesc. Xpeng, hai să vedem. Xpeng. Ăsta să fie. Da, Xpeng, foarte bine. Opa, ce bine că gata, l-am făcut. Tiki-taka, vorba lui Bee, Cali. Eu nici nu mai intru, uite, seamnă identic acest grafic cu graficul anterior, cu care? Cu vale, da? Este identic, vezi, W, X, A, B, C. Pe vale eram undeva pe aici, deja pe X, pe V, deja ne-am. Hai să punem bordine roșie, deja suntem mult mai avansați. De ce? Deci așa, bun. Măcar să avem și noi o idee, unde e 0, unde e 1. Iată că am dat short din această zonă undeva în august de la 24 de dolari. Iată că prețul a ajuns la 15,95. Bani de bani făcea cine intra short pe analiza mea. Niciun fundamentalist nu o să aibă vreodată șansa să câștige și să-i facă această analiză, să câștige bani pe ea. Dar așa să vedeți loseri, chiar dacă au nume foarte, foarte mari. Da, cum e Cristian Sima, care pierde la greu pe canale, pe grupurile lui, dar le publică omulețul, are 500 de, cel puțin 500 de oameni pe canalul lui de privat, care urmăresc analiza și nu crede o iotă în analiza fundamentală. Iată că cine mă urma bani mulți să avea, iată, 41% într-o lună de zile doar pe o singură companie. Da? Și de acea grupare care am spus eu că face reclame extrem de agresive și dă semnale, are peste 1000 de oameni în privat și unul dintre ei, sau vreo doi, cred, mi-au scris că au pierderi de vreo 60% în cont pentru că s-au luat după semnalele lor când, și știu cum gândesc, extrem de primitiv, dar sunt extrem de agresiv pe Facebook, pe internet, îi găsiți în interiorul videolor, îi găsiți pe Facebook, te amețește aproape zilnic cu reclame pe e-mail, dar uite că oameni au peste, chiar nu știu câți abonați, au câteva zeci de mii de oameni și pe canalul de privat cu taxă lunară au peste 1000 și ceva și eu mă chinui, chiu cu vai, deși sunt net superior lui Sima, jos pălărea pentru fundamental, dar repet, eu n-am nicio treabă cu fundamentalul, nu-i văd utilitatea. Da, dar la tehnic îl bat la orice oră de zi și de noapte și pe el și pe acei indivizi care au canal și sunt foarte agresivi, da, și mulți pierd bani pe analizele lor pentru că habar n-au de tehnic. Da, toată lumea fundamentală și pierde bani și vine la mine să îi ajut. Mai era Paladir, parcă ăsta, PLTR sau ceva de genul acesta, îmi pare foarte cunoscut. Tu, 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 tu
Asta este. Ia să vedem. Palantir, perfect. Uite, dragii mei, ce să mai spun, ce să mai spun. Am dat short de la 10 dolari undeva în această zonă. Prețul acum e 7,26. Da? Și am dat undeva în august. Deci avem 1, 2, 3, 4 bare. Uitați ce puternic va crește prețul. Iată, 30% scăderi. Cine a intrat short pe analiza mea, bani mulți, a câștigat și va continua, pentru că trendul va continua să cadă, va trece de această linie, pentru că așa îmi spune mie analiza tehnică, dar iată că nu este iubită, este hulită, da? Și pe BVB, pentru că este destul de grea, nu este ușor să știi să pui litere și cifre unde pe grafice, dar mi-au luat 15 ani și vorba lui Iisus, nimeni nu este profet în țara lui. Cum scot capul și fac ceva, cum nu sunt băgat în seamă sau sunt jignit, pentru că, na. Bun, nu contează, contează că analiza mea a fost perfectă și pe această companie. Prețul a căzut și va mai cădea și este foarte bună de shortat această companie până undeva pe la vreo 4 dolari. Da, deci încă pe atât, arival, ia seama câte sute sau mii de dolari poți să câștigi în 2-3 săptămâni doar pe acest trend. Ia să mergem pe H4, leacă. Ia uite, frații mei, ce frumos am dat. Ia uite, că nici n-am știut. Cred că și pe celălalt aveam o analiză mai detaliată pe graficul de H1. Ia uite, ce frumos a căzut spre valul 3. Mă aștept la o corecție, finalul 4 și din nou va cădea valul 5. Ce era în afară de PLTR? Ia să vedem dacă am analiză. XPeng, da. Ia să văd dacă am pe XPV. Chiar sunt curios. N-am știut că am intrat mai în detaliu XPV. Ah, prin 4 ore, ia să vedem. Ia uite, fratele meu, ia uite ce frumos am dat mură în gură, dar ia uite, avem A, B și am spus că vom coborâ spre C, va trece de această linie de la A și ceea ce s-a și întâmplat. Ia uite, avem C-ul Y și cumva de aici mă aștept să crească. Da? Și culmea, cei care se duc la cei care habar n-au, sunt enorm de mulți cei care mă urmăresc, sunt extrem, extrem de puțin, da? Cât fac eu în 6 luni, face altul în, nu știu, o lună, două, știu eu, ca și abonați, poate și mai puțin, da? Într-o lună de zile, eu dau precizie maximă la și câștiguri mari și alții pierd și tocmai la ei se duc. Am făcut canal de Facebook sau pagină de Facebook, am făcut aseară o reclamă la un video. Dimineața, pardon, Facebook mi-a spus că am încălcat nu știu ce norme și mi-a suspendat canalul care tocmai îl făcusem. Efectiv, am pus să ruleze video-ul anterior, mi l-a anulat pe acela, mi-a închis canalul care tocmai l-am făcut pentru că am făcut analiză tehnică să îl vadă lumea. N-am avut noroc, nu știu ce s-a întâmplat, n-am, mă rog. Bun. Așa și mai aveam încă una și mă duc, deja e 45 de minute. Mai era ceva, nu mai țin eu minte. Arival. Trebuie să mă duc la litera A, probabil. Ăsta trebuie să fie ARVL. Hai să-l verificăm. Trebuia să scrie aici. Dar sunt convins. Dragii mei, ce să vă mai spun? Serios. Asta e. Iisus a fost prea deștept pentru planeta Pământ când spunea că nimeni nu e profet în țara lui. Dacă cineva se ridică
este hulit. Iată ce frumos am dat short de la 1,79 și uitat cât de mult. Ia să vedem. 43% de pe 11 august, deci avem 3 săptămâni. Ia uite, frații mei, ce să mai spun. Așa se câștigă bani de bani. Eu dacă intram pe analizele mele, mă umpleam de bani, dar am grijă de canale și cred că o să mă enervez eu și renunț la toate canale și am grijă să câștig mii de trade, mii de euro pe o tranzacție dovedit, da? Decât să stau să pierd timpul, să cresc oameni și ei să etc. fundamental. Bun. Dragoș, mulțumesc, mulțumesc și eu, Dragoș, că mă urmărești. Dragii mei, cam atâta pe ziua de astăzi. Da, îmi pare rău că cu ce am spus la început, dar nu înțeleg de ce și nu știu, dacă mai continuă așa și se abonează foarte puțin, voi renunța din nefericire la acest canal și prefer să mai aloc timpul tradingului, pentru că mi-a foarte mult timp să fac un video, să-l editez, să-l încarc, să mi-l verifice, să mi-l prelucreze, să. Și eu n-am timp să analizez pentru mine, să intru așa. Și după cum vedeți, cresc extrem de greu și nu mă așteptam să cresc atât de greu. Pentru că așa aș putea să analizăm fundamental, să căutăm dividende și să am zeci de mii de abonați. Dar pun pariu și am vorbit cu câțiva dintre cei de pe YouTube, sunt într-o pierdere mare datorită acestui mod. Fugeau după dividende și piața scădea 10%, ceea ce la mine nu vedeți never, never în viața voastră și în alte vieți așa ceva, că nu ai cum. Dar lumea preferă cu totul altceva. E de neînțeles. Eu care credeam că lumea vrea să câștige bani și să urmărească pe aceia care cu adevărat câștigă bani și dau semnale bune, se pare că fug după cei mai slab pregătiți și, mă rog, nu mai contează. Dragii mei, până la următorul meu video, vă doresc toate cele foarte bune. Dacă doriți și v-a plăcut acest video, vă invit să-mi dați un like la acest video și cam atât. N-am buton de mulțumire și nici nu contează. Și să zic și acea mulțumire, YouTube-ul ia vreo 40%. Dacă, de exemplu, donați 10 lei, YouTube-ul ia 4 lei, rămân cu 6 lei, de 6 lei mi-a și asta, rămân cu 5 lei, nu se merită, deci nu fac pentru bani. Eu vreau să cresc o generație, așa cum am reușit pe cripto să cresc. Am câțiva trader care ușor, ușor câștigă din ce în ce mai mulți bani, fie long, fie short. Aici se pare că nu prea merge nici ca abonați, nici ca cereri să câștigați bani pe tranzacțiile mele. Nu văd nimeni să-mi scrie, duc, am intrat pe X și am câștigat. Nu ne amintesează banii, ci măcar în procente, sau să văd că sunteți dăruiți să învățați analiză tehnică, să câștigați bani. Doamne ajută să fiți independenți financiari, să câștigați bani în timp ce vă plimbați, așa cum, de exemplu, am făcut eu pe indicele american, acum, nu știu, 2 ore, 3 ore, ceva genul ăsta. Bun. Toate cele foarte, foarte bune și ne mai revedem probabil vineri, probabil mâine la un nou video. Dacă după aceea vine vineri, dacă fac vineri seara, vine sâmbătă, duminică, nu se mai uită nici bunicul și oricum bursa este închisă. Probabil dacă am timp, mai fac mâine, dacă nu, voi face în weekend un alt video pentru luni. Toate cele foarte bune!